vi s-a întâmplat să citiți o carte și să spuneți această carte este bună, dar pentru altcineva mie nu-mi face plăcere să o citesc? Ah oui, ça m'arrive très souvent. Ouais, je suis un lecteur assez exigeant, en ce sens que la forme m'importe beaucoup, et je conçois que l'on puisse éprouver du plaisir à lire un livre où seul le fond apporte, mais ça n'est pas mon cas. Da, este un lucru care mi se întâmplă foarte des, pentru că eu sunt un cititor foarte exigent și forma contează foarte mult și de aceea găsesc plăcere citind și văzând forma în care a fost scrisă cartea și de mult, chiar dacă fondul este interesant, nu, într-adevăr nu găsesc plăcere. Il y a des livres dont la beauté formelle les exonère de toute intrigue, de tout fond. Et moi, ce sont vraiment ces livres-là que je préfère en tant que lecteur. Iar eu, ca cititor, prefer de multe ori cărțile a căror frumusețe formală de face, de fapt, să uităm de intrigă, de tot ce poate să însemne un roman. Și eu sunt un astfel de cititor care preferă această frumusețe formală. Les livres dont le seul intérêt repose sur l'intrigue, je préfère regarder une série sur Netflix. În ceea ce privește cărțile care se concentrează, de fapt, pe intrigă și care prezintă interes pentru intriga lor, eu prefer, nu să citesc astfel de cărți, să mă uit pe Netflix la un serial. Pentru că spuneți într-o frază aici, cum să distingi ceea ce ține de literatură de ceea ce nu ține de ea? Dacă nu putem găsi voluptate în a citi și a reciti o carte, spune Oscar Wilde, nu e de niciun folos să o citim nici măcar o dată. Cum se unesc cele două fraze? Il y a donc cette citation d'Oscar Wilde. A spus cum să distingi ceea ce ține de literatură de ceea ce nu ține de ea? Comment on peut distinguer ce qui appartient à la littérature et ce qui n'appartient pas à la littérature? Și cum se leagă cele două fraze, cea despre cum să distingi și cea despre voluptate? Comment on peut faire comment les deux phrases sont liées, celle entre comment on peut distinguer oui. et la volupté de la lecture. Oui, donc Oscar Wilde dit que si l'on n'éprouve pas de plaisir à relire un livre que l'on a déjà lu, il n'était pas nécessaire de le lire une première fois. Moi, je crois que c'est un des critères de distinction de ce qui relève de la littérature et de ce qui n'en est pas, le plaisir de relecture. Parce que pour éprouver un quelconque plaisir à relire un livre, attendu qu'on connaît déjà l'histoire, eh bien, il faut qu'il y ait une singularité dans la voix. Pentru că în momentul în care recitim o carte, de fapt, decidem să o recitim, nu pentru poveste, pentru că povestea o știm deja, ci pentru că am găsit o particularitate în vocea scriitorului, modul în care este scris. Vous êtes assis là, vous pourriez fermer les yeux, nous écouter parler, et vous seriez capable de distinguer ma voix de la sienne. De exemplu, dumneavoastră sunteți așezat în fața noastră, închideți ochii și puteți cu ușurință să deosebiți vocea mea de vocea dumnealui. Eh bien, je crois que la littérature, c'est pareil, c'est le timbre d'une voix par écrit. Și cred că asta înseamnă, de fapt, literatura adevărată, timbrul vocii manifestat în scris. Et tout écrivain véritable devrait aspirer à ce qu'un lecteur, ayant déjà lu un de ses livres, puisse en ouvrir un autre au hasard, ne lire que quelques phrases et se dire « Ah, oui, je reconnais son écriture. » Și cred că un scriitor, lucrul la care trebuie să aspire un scriitor este ca un cititor în momentul în care deschide o altă carte scrisă de autorul respectiv să-i recunoască timbrul acesta al vocii, să poată face acest lucru cu ușurință, să știe că e scriitorul acela. Când ați citit prima oară romanul lui Romain Gary? Alors j'avais 16 ans et le roman était au programme du bac de français, La promesse de l'aube, et je me souviens être arrivé à l'oral du bac, donc aux examens,
Un peu comme le condamné à mort à qui on a lié les mains dans le dos, bandé les yeux et qui attend la salve du peloton d'exécution, parce que je n'avais lu qu'un seul livre au programme et c'était La promesse de l'aube. Et j'ai eu une bonne note parce que j'avais adoré ce livre. Et c'est à partir de là que mon amour pour Romain Gary a commencé, notre histoire d'amour a commencé à naître. Pentru prima dată l-am citit la vârsta de 16 ani, pentru că Promisiunea Zorilor lui Romain Gary se afla în programa pentru bacalaureat în Franța. Eu m-am prezentat la examenul oral pentru proba de bacalaureat ca un condamnat la moarte, care avea o banderolă pe ochi și vedea în față și avea în fața lui plutonul de execuție, pentru că eu citisem din toată programa, de fapt, o singură carte, care era această carte a lui Romain Gary. Și fix pe aceea am avut-o la examen și am luat o notă foarte bună. Și, practic, din acel moment am făcut această pasiune pentru Romain Gary. Când eram adolescent și citeam o carte, plăcerea estetică consta și în identificarea cu eroul cărții. V-ați identificat atunci cu Romain Gary? Vous êtes identifié à Romain Gary quand vous avez lu son roman? Alors, à 16 ans, non, je ne me suis pas identifié à Romain Gary, mais aujourd'hui, on me demande si je m'identifie à lui, parce que j'ai écrit un livre sur son... Enfin, qui prolonge en quelque sorte son œuvre, et je te laisse répondre à ça déjà. Nu pot să spun acest lucru despre momentul în care aveam 16 ani, atunci nu m-am identificat cu Romain Gary, dar astăzi sunt întrebat deseori dacă mă identific cu Romain Gary, dar fiindcă am scris acest roman. Et ça serait très présomptueux de m'identifier à Romain Gary parce qu'aujourd'hui je suis à Bucarest, le ciel est bleu, il fait beau temps, je suis face à vous et je suis en train de répondre à une interview. Et au même âge, enfin à l'âge que j'ai aujourd'hui, Romain Gary, lui, se trouvait à Londres, il était aviateur et chaque matin, eh bien, il montait dans un avion pour lâcher des bombes sur les rampes de lancement ennemies. Et donc vous conviendrez très facilement que sa vie à l'époque requérait un peu plus de courage que la mienne aujourd'hui. În prezent, acum eu sunt aici în fața dumneavoastră, suntem la București, m-ați invitat, e foarte frumos, e o vreme foarte bună, este cerul senin, soare, cald, însă Romain Gary, la aceeași vârstă cu mine, cu vârsta mea de acum, era la Londra, el era aviator, trebuia să lanseze bombe asupra inamicului, prin urmare pot spune că viața lui necesita mult mai mult curaj decât viața mea din prezent. Vous savez, il y a une phrase d'Oscar Wilde, puisqu'on parlait d'Oscar Wilde tout à l'heure, il disait je m'estime très peu quand je me considère, mais beaucoup quand je me compare. Oscar Wilde spunea la un moment dat că când mă uit la mine am o părere je m'estime très peu quand je me considère mais beaucoup quand je me compare. Evaluează personalitatea mult mai mult atunci când se compară decât atunci când se judecă el însuși pe sine. Mais moi quand je me compare à Romain Gary, je m'estime pas du tout. În schimb, eu când mă compar cu Romain Gary, nu pot să spun că am un sentiment, nu pot să spun că mă preamăresc pe mine. Când ați început să-l căutați pe domnul Pielcheni, aveați în minte ceva, adică vrea să scrieți, să completați, să spun așa, romanul lui Romain Gary, sau ce căutați, care era obiectul căutării? Quel était l'objet de vos recherches quand vous avez décidé d'écrire le roman? Est-ce que c'était quelque chose que vous avez voulu dès le début? Faire cette recherche sur Pekelny ou...
Oui, alors, au départ, je voulais simplement me cantonner à cette enquête. Je voulais partir à la recherche de ce monsieur Piekelny. Et à mesure que j'avançais dans cette enquête, eh bien, je me suis rendu compte que je ne trouvais pas grand-chose. Et c'est à partir de là que j'ai commencé vraiment à parler de Romain Gary et à imaginer les scènes lors desquelles il avait pu prononcer le nom de ce monsieur Piekelny. Et puis, en faisant des recherches sur Romain Gary, j'ai compris a posteriori pourquoi la lecture de La promesse de l'aube m'avait à ce point fasciné lorsque j'étais plus jeune, en ce sens que nos mères étaient assez semblables, assez similaires. Et ma mère, à certains égards, était comme celle de Romain Gary. On peut dire que ma mère était Mina Katsevienne, comme d'après le nom de la mère de Romain, qui s'appelait Mina Katsev. La început am vrut pur și simplu să fac într-adevăr o anchetă despre acest personaj Piekelny, să văd dacă ar exista realmente, însă pe măsură ce făceam această anchetă mi-am dat seama că nu găsesc mare lucru și atunci am început să să-mi imaginez ce gândea Romain Gary în scenele acelea în care apare Piekelny, când îi pronunță numele lui Piekelny, și am făcut acest lucru în mod a posteriori, mi-am imaginat prin urmare aceste scene și mi-am dat seama că și de ce încă de la 16 ani am fost atât de fascinat de Romain Gary, a fost practic și o analiză asupra persoanei mele, pentru că mi-am dat seama că mamele noastre, că mama mea și mama lui Romain Gary au foarte multe elemente în comun. Pe mama lui Romain Gary o chema Mina Katsev și pot să spun că mama mea este Mina Katseviană. Et donc le livre tel que vous avez pu le lire est en réalité très différent de celui qui du projet initial du livre tel qu'il s'ébauchait dans mon esprit quand j'ai commencé à l'écrire. Prin urmare, cartea pe care o aveți acum în mână este foarte diferită de proiectul inițial, de schița inițială de cartea așa cum am proiectat-o eu la început. În ultimul an s-a schimbat părerea mama dumneavoastră despre... Mais quand même, cette dernière année, est-ce que votre mère a changé son opinion? Oui, un peu, oui. C'est-à-dire qu'il y a quand même une image de bohème, une image de misère, de crève-la-faim, qui est attachée à la figure de l'artiste en général, et en particulier de l'écrivain. Et ma mère avait des motifs légitimes de s'inquiéter de mon avenir quand je lui ai annoncé que je voulais me consacrer entièrement à la littérature. Et aujourd'hui, elle est un peu rassurée, mais pas totalement. Imaginea, figura scriitorului are întotdeauna această, este corelată cu o imagine de boem, de sărăntoc, de om lipsit de toate și, în general, este figura artistului, a scriitorului și mama mea, să zicem, că avea suficiente motive pentru a fi îngrijorată, însă acum, după ultimele evoluții, pot spune că este liniștită, dar nu în totalitate. Romain Gary, care și asumă o nouă identitate, un pseudonim. Și abia după ce moare, povestește că el este celălalt scriitor care a luat premiul Goncourt. Deci Romain Gary a luat două premii Goncourt. Și povestiți emisiunea de la Bernard Pivot. Povestiți puțin pentru cititorul român episodul respectiv și care a fost în epocă ecoul lui. Oui, alors Romain Gary, son nom de naissance c'est Roman Katsev. Et Gary est un pseudonyme qu'il a pris pendant la guerre, qui veut dire brûle. Et il a publié toute la première partie de son œuvre sous le pseudonyme de Romain Gary. Et en 1956, pour son quatrième ou cinquième roman, Les Racines du Ciel, il a obtenu une première fois le prix Goncourt. În primul rând, Romain Gary este un pseudonim pentru că numele lui adevărat este Roman Katsev. Katsev este un cuvânt care în rusă înseamnă a arde și de asta
El a ales Gary, mă scuzați, este un cuvânt care în rusă înseamnă arte și de aceea a ales pseudonimul de Gary. În 1956, cu al treilea său roman, cu Les Racines du Ciel, Romain Gary ia premiul Goncourt. Et à partir de 1974, alors qu'il continue à publier chaque année des livres sous le nom de Romain Gary, eh bien, il publie à nouveau des livres sous le nom de Émile Ajar. Et Ajar, en russe, ça veut dire braise. Din 74, Romain Gary continue să publice romane sub numele de Romain Gary, dar începe să publice și sub numele de Émile Ajar. Iar Ajar în rusă înseamnă jăratec, deci Gary, Ajar, tot în jurul simbolului focului. Et avec son deuxième livre sous le pseudonyme d'Émile Ajar, La vie devant soi, eh bien, il remporte le prix Goncourt, alors que normalement, dans les statuts de l'Académie Goncourt, c'est marqué qu'on ne peut être lauréat qu'une seule fois. De sorte qu'il est, à ce jour, l'unique double lauréat du prix Goncourt. Și sub pseudonimul Émile Ajar, reușește cu romanul La vie devant soi să ia al doilea premiu Goncourt, ceea ce și este, de fapt, singurul scriitor din literatura franceză care are două premii Goncourt, pentru că statutul premiilor Goncourt interzice clar ca un scriitor să ia de două ori premiul. Se poate acorda premiul o singură dată unui scriitor. Et à ce moment-là, il aurait pu tout à fait dévoiler l'affaire et dire Ajar, c'est moi. Or, il a préféré pousser la mystification encore plus loin en faisant incarner la figure d'Émile Ajar par son petit cousin qui s'appelait Paul Pavlovitch. Et qui s'est fait passer pour Émile Ajar pendant plusieurs années. Și, în schimb, el ar fi putut, atunci când i s-a decernat a doua oară premiul Goncourt, să spună că el este Émile Ajar, ori nu a făcut acest lucru, el a continuat mistificarea și, de altfel, l-a folosit pe vărul lui, pe Paul Pavlovici, care s-a dat drept Émile Ajar. Et ce qui est amusant, c'est que certains critiques littéraires pouvaient dire la même année le plus grand mal des livres de Romain Gary et le plus grand bien des livres d'Émile Ajar, qui pourtant était un seul et même écrivain. Și ce era interesant și amuzant totodată era faptul că în același an aceiași critici ziceau numai lucruri de rău despre Romain Gary și numai de bine despre Émile Ajar, deși era de fapt unul și același. Et Gary s'est donné la mort le 2 décembre 1980 et ça n'est que 6 mois après sa mort, en direct sur le plateau d'Apostrophe, chez Bernard Pivot, que Paul Pavlovitch est venu révéler que Émile Ajar et Romain Gary étaient un seul et même écrivain. Et pour la petite histoire, le lendemain, il y a un journal français assez connu qui s'appelle Libération, qui a titré « Romain Gary a-t-il écrit tous les Goncourt ?» pour l'interrogation. În data de 2 decembrie 1980, Romain Gary s-a sinucis și 6 luni mai târziu, în cadrul emisiunii Apostrofa lui Bernard Pivot, Paul Pavlovici este invitat și face această revelație și spune că Émile Ajar era de fapt Romain Gary. În ziua următoare, un mare ziar francez, Libération, afișează pe prima pagină: oare Romain Gary a scris toate romanele care au luat premiul Goncourt? Est-ce que c'est à partir de cet épisode que vous avez voulu savoir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai dans la promesse de l'aube? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Pour moi, les prix littéraires, c'est un peu marrant d'en parler, mais ça n'est pas la littérature. Il ne faut pas confondre la littérature et les prix littéraires. Et l'épisode du Goncourt est une anecdote amusante dans la vie de... Enfin, pas amusante, importante dans la vie de Romain Gary, mais ce n'est pas du tout ce qui m'a poussé à... Et d'ailleurs, je n'ai pas cherché à savoir ce qui est vrai et ce qui n'est pas dans La promesse de l'aube. La vérité romanesque m'importe plus que l'autre vérité. Nu, n-am încercat să aflu ce este adevărat și ce nu este adevărat în promisiunea zorilor, pentru că pentru mine adevărul romanesc este adevărul cel mai important. Și pe de altă parte nu cred că literatura înseamnă neapărat numai premiile literare. Rămâne doar literatura. Tocmai
un procedeu care cititorului face mare plăcere. L'un des plaisirs que j'ai trouvé en lisant votre roman, c'est que vous avez une technique par laquelle il y a des moments où on a l'impression que vous voulez transformer la vie de Romain Gary dans quelque chose de banal, de prosaïque, et après, en fait, vous détournez le lecteur. Est-ce que vous échouez lorsque vous essayez de vous tourner vers le côté prosaïque de sa vie et... Est-ce que... Ați avut în gând o astfel de... Est-ce que c'était bien votre intention de procéder comme ça? Alors on ne peut pas dire qu'il y ait énormément de prosaïque dans la vie de Romain Gary. Il y a beaucoup de romanesque, il a fait la guerre, il a été marié à un écrivain qui vendait énormément, Leslie Blanche, ensuite il a été marié avec cette star de cinéma, Jean Seberg. Il faisait la couverture des journaux People, il vendait énormément de livres. Il était donc la vie de Romain Gary était menée tambour battant et il y a assez peu de moments qui sont prosaïques. Mais c'est vrai que j'essaye parfois de laisser de côté la légende pour le ramener à hauteur d'homme simplement et d'un homme débarrassé de tous les de cette seconde peau qu'on lui a faite et qu'on lui a collée. Viața lui Romain Gary a fost într-adevăr o viață de roman, pentru că el a fost în război, a luptat în război, a fost aviator, s-a căsătorit cu o scriitoare, apoi s-a căsătorit pentru a doua oară cu un star de cinema, vindea foarte multe cărți, era o viață foarte intensă, trăită foarte intens. Dar, într-adevăr, am lăsat un pic legenda Romain Gary deoparte pentru a ajunge la o dimensiune omenească a acestuia și pentru a vedea a doua piele, cum ar fi a autorului. Adică denunțați cumva ceea ce spune sunt micile aranjamente cu adevărul ale lui Romain Gary, dar această denunțare produce și mai multă plăcere, produce însăși literatură în cartea dumneavoastră. Oui, je dis que pour Romain Gary, la vérité, le mensonge était une variation subjective de la vérité. Et je fais mine de les dénoncer, mais en réalité, je suis de son côté. Pentru Romain Gary, minciuna era o variație subiectivă a realității, spun eu, și eu mă prefac că îl denunț, dar îmi face plăcere să vorbesc despre asta. Et je crois que c'était un grand écrivain parce que c'était aussi un grand menteur. Eu cred că a fost un mare scriitor pentru că a fost odată și un mare mincinos. Plutôt au terme de menteur qui est un peu péjoratif, je préférais dire que c'était un enchanteur. Mai bine să nu folosesc termenul mincinos care este un pic peiorativ și să zic că era un fermecător, un încântător. Domnul Pielcheni este un evreu. Un evreu pe care îl menționează Romain Gary și un evreu care îi repetă numele și adresa în fața marilor personalități cu care s-a întâlnit. Și indiferent dacă spuneți dumneavoastră că indiferent dacă episodul este adevărat sau nu, ceea ce rămâne dincolo de realitate este povestea. Povestea o avem cu siguranță, trecutul, prezentul, timpul real pot să aibă sau nu sens, dar povestea are totdeauna un sens și rămâne. Oui, je crois que la littérature triomphe dans les deux cas, c'est-à-dire que si monsieur Pielcheni a réellement existé et si Gary a prononcé son nom devant les grands de ce monde, et il a réussi à faire en sorte de l'exhumer de l'oubli, de le sortir de, non pas du tombeau, mais de la fosse commune dans laquelle son corps a été mis. Et en revanche, si Pielcheni est un personnage fictif, s'il n'est que le fruit de l'imagination de Romain Gary, eh bien cette fois-ci, la littérature triomphe non pas à travers le réel, mais à travers la fiction. Et en s'incarnant dans l'esprit du lecteur, eh bien il incarne tout le peuple juif assassiné à Vilnius.
Oricum ar fi, literatura triumfă în ambele variante. Și dacă domnul Piekielny a existat realmente, deoarece în felul acesta îl scoate din groapa comună, că nu putem să spunem din mormânt, pe Piekielny, dar literatura triumfă și dacă Piekielny a fost pur și simplu un personaj de ficțiune. Pentru că, în felul acesta, prin ficțiune, personajul intră în spiritul cititorului și tot poporul evreu, în acest fel, iese la suprafață. Et que Gary ait prononcé ou non le nom de Piekielny devant la reine d'Angleterre ou devant le général de Gaulle ou à la télévision américaine nous importe assez peu au final, puisque nous sommes aujourd'hui en 2018 en train de le prononcer à la télévision roumaine. Până la urmă, nu contează dacă numele lui Piekielny a fost pronunțat de Romain Gary în fața reginei Angliei, în fața lui de Gaulle sau la televiziunea americană, pentru că noi astăzi suntem la televiziunea română și îl pronunțăm în 2018 în direct, îl pronunțăm numele lui Piekielny. Et c'est ça qu'il y a de fascinant aussi avec la littérature, c'est qu'elle fait en sorte que l'on dise ce nom de Piekielny que tout le monde devrait avoir oublié et que nous sommes là. În train de prononcer. Două propuneri pentru premiul Nobel pentru literatură. Est-ce que vous avez deux propositions pour le prix Nobel pour la littérature? Bien sûr. Milan Kundera et un écrivain français qui hélas n'a pas encore été traduit en roumain qui s'appelle Pierre Michon. Da, Milan Kundera și un scriitor francez care, din păcate, încă nu a fost tradus în limba română, și anume Pierre Michon.